Deci sunt convins că toți ați observat starea noastră mentală, starea noastră emoțională, adeseori se schimbă. Și ea se schimbă de la o zi la zi, se schimbă de la oră la oră, se schimbă chiar de la o vârstă la vârstă. Deci uneori, atunci când suntem, mai ales când suntem tineri, suntem puțin mai agitați, spre bătrânețe, de obicei suntem puțin mai calm. Se așteaptă să fim puțin mai calm. Dar, oricum, noi vedem cum starele acestea mentale și ele se schimbă. Și în acord cu filozofia vedică, cauza schimbărilor acestea, ale stărilor noastre mentale, sunt influența modurilor naturii materiale, care în limba sanscrită se numesc guna. Cuvântul guna înseamnă frânghie sau ceva ce leagă, ceva ce condiționează. Și în faimosul tratat vedic Bhagavad Gita, care este considerat a fi unul dintre cele mai importante scripturi din canonul vedic, noi avem un verset foarte important în care unul din eroii principali al acestei opere, Krishna, îi explică prietenului său, care era de fapt și discipolul lui, lui Arjuna, el îi explică ce înseamnă guna sau el îi explică cum se manifestă această energie a modurilor naturii materiale. Și el spune, natura materială constă din trei moduri, bunătate, pasiune și ignoranță. Când entitatea vie eternă vine în contact cu natura materială, ea devine condiționată de aceste trei moduri ale naturii materiale. Acum, aceste trei moduri în sine este un subiect foarte vast. Un lucru care aș vrea să-l menționez este că înțelegerea faptului cum funcționează aceste moduri poate elibera sufletul din existența materială, din ciclul de naștere și de moarte. Deci aia este un subiect care este atins în Upanishade, în Mahabharata, în Ramayana, în Bhagavad Purana, practic în toate scripturile vedice, pentru că este un subiect cheie. Noi nu o să intrăm astăzi în subiectul respectiv, dar în două cuvinte. Deci gustul reprezintă condiționarea unei persoane. Dacă vorbim mai detaliat, guna reprezintă ce de ce se bucură o persoană, adică gustul unei persoane. Preferințele ei pentru un anumit tip de mâncare, de exemplu, sau preferințele noastre pentru un anumit gen de haine, sau preferințele noastre pentru un anumit gen de muzică. Aceste lucruri deja vorbesc despre modurile naturii materiale care ne influențează. Sau, de exemplu, vorbim despre preferințele referitor la un anumit mindset. Sau, pentru că nouă ne place să gândim într-un anumit mod. Da? Și ideea că astăzi mă simt rău și nu pot să fac nimic, aman. Deci, astăzi mă simt rău pentru că îmi place să mă simt rău. Da? Și mâine mă simt bine pentru că îmi place să mă simt bine. Noi avem o influență din exterior. Dar noi totuși avem alegerea să setăm starea de spirit în care ne aflăm. Și în acest sens, acest mindset de care noi suntem atașați, datorită influenței modurilor naturii materiale și datorită atașamentului nostru față de aceste moduri, el reprezintă un anumit set, este compus din gânduri, din aspirații și inclusiv din emoții. Și atât de exemplu, modul bunătății pe care îl vedem aici. Sattva Guna. Deci, reprezintă un gust pentru cunoașterea spirituală, pentru relații prietenoase sau pentru, de exemplu, pentru yoga, pentru renunțare, pentru dezvoltarea personală, pentru meditație și pentru autorealizare. Deci acestea sunt clar, evident, influența modului bunătății, sattva. Când cineva este influențat de modul pasiunii, atunci oamenii savurează, de exemplu, plăcerea de a deveni foarte faimoși. Este o consecință a modului pasiunii. Sau dorința de a deveni foarte bogați, foarte puternici. De asemenea, este o consecință a modului pasiunii. Cum se manifestă modul ignoranței în viața noastră sau în psihicul nostru? De exemplu, când cineva este atașat de... Eu n-aș spune că el este atașat de starea de depresie, dar oricum, deci el se află într-o stare de depresie. Sau, de exemplu, invidia, de asemenea, este o emoție care este o consecință a modului ignoranței sau al tamagunii. Gelozia, de asemenea,
sau plăcerea de a genera conflicte. De asemenea, este o consecință a acestei energii al modului ignoranței. Și în aceeași Bhagavad Gita noi avem un verset frumos în care Krishna spune, el zice: uneori modul bunătății devine predominant, învingând modul pasiunii și pe cel al ignoranței. Alteori modul pasiunii învinge bunătatea și ignoranța, iar alteori ignoranța învinge bunătatea și pasiunea. Astfel există întotdeauna o competiție pentru supremație. Deci aceste moduri ale naturii materiale sunt ca trei energii care luptă între ele, sau să spunem așa cum aveam anotimpurile anului, deci ele se schimbă. Numai că anotimpurile anului au o anumită secvență, pe când cum funcționează psihicul nostru în acord cu influența acestor moduri, n-au o anumită secvență. Deci ele sunt influențate, deci psihicul nostru, fiind influențat de aceste moduri, funcționează într-un mod mai mult sau mai puțin haotic, atâta timp cât noi nu învățăm să stăpânim mintea. Scripturile vedice descriu un lucru foarte interesant, că în momentul în care un yogin, un spiritualist, un transcendentalist își stăpânește mintea, în acel moment el încetează existența materială. În acel moment încetează karma, în acel moment încetează toate vasanaurile sau toate impresiile mentale pe care noi le-am acumulat pe parcursul multor vieți. Și în acel moment, vedele spun, în acel moment încetează suferința existenței materiale. Pentru că cauza suferinței existenței materiale, chiar și în acord cu tradiția budistă, este mintea. Este mintea. Deci mintea transformă iadul în rai și raiul în iad. Și mai deseori se întâmplă că mintea transformă raiul în iad, dacă ați observat. Eu, în orice caz, am observat în cazul meu. Acum, în faimoasa Yoga Sutra, care a fost scrisă de un înțelept, numele lui a fost Patanjali, Patanjali Muni, el scrie, mintea noastră are foarte multe stări, dar el a analizat și a descris 5 stări principale în care se află psihicul nostru sau mintea noastră atunci când este influențată de aceste 3 moduri ale naturii materiale. Și noi vedem aici, deci modul ignoranței, modul pasiunii, modul bunătății. Chiar și în acord cu aceste 3 simboluri deja putem să înțelegem care este influența acestor 3 energii. Și el descrie că există 5 stagii sau 5 stări generale în care se află psihicul nostru influențat de aceste 3 moduri ale naturii materiale. Și prima fază sau primul stagiu se numește muda sau starea inertă. E foarte interesant că cuvântul muda în limba sanscrită înseamnă un măgar, un măgăruș. Deci e un indiciu deja la starea în care se află cineva atunci când este influențat de energia negativă al ignoranței. Și în această stare, deci, de obicei, nicio informație nu pare să ajungă la creier. Dacă ați observat starea noastră în care noi ne trezim dimineața, iată acele 3-4 secunde când abia am deschis ochii și încă mintea noastră procesează cine sunt eu, care sunt datoriile mele, ce an este acum, în ce corp mă aflu, cine e fata de lângă mine, sau cine e băiatul de lângă mine, sau în ce oraș mă aflu acum. Iată starea aceasta în care încă noi nu suntem siguri, în care mintea noastră încă nu procesează. Eu uneori când eram mai obosit, trimiteam e-mail-uri în această stare, de pe telefon, deci nu de pe calculator, pentru că până se setează calculatorul, durează un minut, două. Dar luam telefonul în mână și trimiteam o scrisoare sau ceva de gen și după aia eram șocat ce am făcut, pentru că mintea mea cumva procesa într-un mod automat. Și iată, în această stare de muda, când mintea este evident influențată de modul ignoranței, mintea este blocată, psihicul este blocat și este lipsit de concentrare. Deci omul nu poate să se concentreze în această stare. De ce? Pentru că energia întunericului sau energia modului ignoranței generează somnolență, generează dezorientare, deprimare, amuțire, imobilitate, insensibilitate, de asemenea. În Statele Unite există așa numitele sensitivity courses. Pentru că oamenii devin atât de automați în relațiile lor cu
soțiile, cu soții, cu prietenii, cu colegii, încât uneori șefii își trimit angajații la sensitivity courses, pentru că oamenii devin foarte, foarte rigizi. Și este o influență a modului ignoranței. Sau, de exemplu, trândăvie, sau incertitudine, apatie și stupoare. Toate acestea sunt o consecință a influenței modului ignoranței. Încă o stare în care se află mintea noastră, ea se numește kshipta. Deci, vă reamintesc că aceste stări sunt descrise de înțeleptul Patanjali în Yoga Sutra. Și în această stare de kshipta, starea de kshipta se numește starea perturbată. Când psihicul este tulburat de energie ignoranței plus pasiune. Deci nu doar ignoranță, dar ignoranță plus pasiune. Și din cauza ignoranței, mintea nu vede diferența dintre bine și rău, dar din cauza pasiunii, mintea nu poate să rămână concentrată. Și atunci este acel evil mind, deci acea stare în care mintea este cea mai demonică, să spunem. Deci este cea mai gravă stare când o persoană este lipsită de inteligență dintr-o parte și din altă parte persoana este super activă. Deci este o stare foarte primejdioasă. Și omul cu o minte asemenea agitată și zbuciumată, el de obicei contemplează vicii. În această stare noi contemplăm vicii. Și el comite activități care sunt dăunătoare, care împiedică starea de bine și care blochează interesele proprii și interesele oamenilor din jur. Noi vorbeam cu un coleg de-al meu, acum o zi sau două, vorbeam despre faptul că, dacă ați observat, de obicei cam 90-95% din oameni, ei sunt setați pe formula sau win-lose sau lose-lose. Deci avem două opțiuni de obicei. Win-lose, eu câștig, tu pierzi. Sau dacă eu nu câștig și tu pierzi, atunci avem opțiunea numărul 2. Pierd, pierd. Și tu și eu. Și asta înseamnă a rupe relații. Asta înseamnă a strica totul. Dar nici tu, nici eu. Deci nici tu nu vei fi fericit, dar nici eu nu. Nici tu nu câștigi, nici eu nu câștig. Și este exact, de asemenea, este o consecință al acestui mindset, care se numește kshipta, deci care este o stare perturbată. Și se descrie că în această stare o persoană, deci ea comite activități dăunătoare care împiedică starea lui de bine. Și în Bhagavad Gita, de asemenea, avem un verset foarte frumos în capitolul 16, în care Krishna explică lui Arjuna, spune: asemenea oameni care se află în această stare, ei nu știu ce se cuvine și ce nu se cuvine să fie făcut. Bazându-se pe concepții eronate, cei care și-au pierdut pe ei înșiși și care sunt lipsiți de inteligență, se angajează în activități oribile și răufăcătoare, care sunt destinate distrugerii lumii. Deci starea aceasta poate să ajungă atât de departe încât oamenii, și putem, într-un sens, mediul înconjurător care acum este absolut poluat, sau că nu este poate absolut poluat, dar este bine poluat, este o consecință al acestei stări kshipta, deci starea perturbată, când omul se gândește doar la win-lose. Deci nu mă interesează ce o să fie mâine, mă interesează să scot acum cât mai multe resurse din natură, să scot acum cât mai multe venituri și restul nu mă interesează nimic. Ce o să fie mâine, ce o să fie cu copiii mei, ce o să fie cu nepoții mei, dar ok. Și asta este o consecință a stării. Acum, Yoga Sutra descrie că mai avem încă o stare care se numește vikshipta, starea distrasă, când suntem influențați de modul pasiunii. Deci doar de modul pasiunii, fără ignoranță. Și atunci mintea devine foarte agitată, hiperactivă, sărind de la un obiect la altul. Deci nu, iarăși, nu putem să ne concentrăm. Și aici deja e puțin un alt mindset, este mindsetul în care sunt produse foarte multe dorințe, foarte multe năzuințe. Când avem nenumărate planuri în această viață să atingem prosperitatea și scripturile vedice descriu că această stare de spirit este cauza de ce entitatea vie este implicată în activități karmice, de ce acumulăm karma. Exact din cauza
acestei stări de spirit. Și Bhagavad Gita descrie, în capitolul 14, descrie care sunt influențele modului pasiunii. Krishna spune, modul pasiunii este născut din dorințe și năzuințe nelimitate și datorită acestui entitate vie întrupată este legată de activitatea fructoasă materială. Activitatea fructoasă înseamnă activitatea karmică în care entitatea vie invocă karma, reacții karmice pentru activitățile sale. Când există o creștere în modul pasiunii, se dezvoltă simptome de mare atașament, activități fructoase, strădanie intensă, dorințe și aspirații necontrolate. Când cineva moare în modul pasiunii, el se va naște printre aceia care sunt angajați în activități fructoase. Iar când cineva moare în modul ignoranței, se va naște în domeniul animalelor. Și aici avem un verset care vorbește despre regresie, pentru că există concepții care spun că sufletul doar evoluționează și se reîncarnează doar în corpul, în ființe umane, dar în corpul Bhagavad Gita, entitatea vie poate fi penalizată, deci dacă nu își folosește inteligența umană într-un mod corect. A patra stare în care se află mintea se numește Ekagra, care deja este o consecință a influenței modului bunătății. Ekagra înseamnă stare concentrată. Și în această stare, deci mintea este calmă, se află într-o stare meditativă și mintea săvăurează, de exemplu, un gust pentru cunoaștere spirituală. Sau mintea săvăurează gusturi pentru formulă win-win, ce este un lucru mai rar deja. Deci, aici deja omul știe să colaboreze, omul se gândește nu doar la interesele proprii, dar și la interesele persoanelor din jur. Aici oamenii de obicei sunt interesați în yoga, sunt interesați în dezvoltarea personală, în meditație, în autorealizare, în contemplare și o consecință a modului bunătății, de asemenea, vedele spun că este gheana, ceea ce înseamnă cunoaștere spirituală, și sukha. Sukha înseamnă fericire, fericire interioară. Și în Bhagavad Gita avem un verset, în capitolul 14, este versetul 6, în care se descrie, se spune, modul bunătății fiind mai pur decât celălalt este cel care iluminează mintea cu cunoaștere și liberează pe om de toate urmările karma. Cei care aparțin acestui mod sunt condiționați prin perceperea fericirii și cunoașterii. Când cineva moare în modul bunătății, el atinge planetele superioare și pure ale marilor înțelepți. Și a cincea stare în care se află mintea noastră, ea se numește Niruda. Deci Niruda. Niruda înseamnă starea controlată. Deci starea în care mintea umană este complet eliberată de perturbațiile sau de ceea ce Yoga Sutra numește Citta Viroda. Citta Viroda înseamnă perturbații. Citta Viroda înseamnă tulburări. Citta Viroda de asemenea mai este o traducere foarte frumoasă care se traduce ca paraziți al agitației mentale. Deci paraziți al agitației mentale. Și faimosul verset din Yoga Sutra este versetul 2, în care Patanjali Muni spune Yoga Citta Vritti Niroda. Deci scopul practicii yoga este exact de a înceta aceste vritti sau aceste citta vritti, aceste agitații, perturbații, agitații sau, cum se spune într-o traducere, de a-i calma acest sau de a depăși acești paraziți al agitației mentale. Acum, dintre primele trei, cea mai destructivă stare a minții, deci cum am menționat, este starea care se numește Kshipta, deci revenim la ea încă o dată. Este starea perturbată care este generată de modul ignoranței plus modul pasiunii. Și în această stare noi avem un anumit mindset negativ care generează, cum am mai menționat, acești paraziți al agitației mentale, cum ar fi, de exemplu, suspiciuni. Ați observat? Sunt oameni care sunt foarte suspicioși. Ce nu s-ar întâmpla? Ei sunt foarte, foarte suspicioși. Da? Sau oameni care sunt foarte supărăcioși. Ce nu îi spune? Omul a explodat și s-a supărat pentru 20 de ani. Nu i-a spus bună ziua și pentru 20 de ani, gata, omul s-a supărat. Sau, de exemplu, gândurile despre răzbunare. De asemenea, sunt o consecință al acestei stări care se numește Kshipta. Deci,
starea perturbată al minții. Și pe lângă aceste lucruri, în această stare apar ceea ce noi numim distorsiunile cognitive. Deci ele sunt o consecință ale acestei stări în acord cu tractatul Yoga Sutra al Patanjali Muni. Ce înseamnă distorsiune cognitivă? Deci o distorsiune sau o deformare în modul în care oamenii percep realitatea. Se mai descrie în unele cărți de psihologie, se zice că distorsiunea cognitivă reprezintă un viciu rău care, pe lângă anxietate, pe lângă depresie, afectează relațiile de cuplu, rolul de părinte și relațiile de parteneriat și de prietenie. Deci, primele lucruri care atacă aceste distorsiuni cognitive sunt, în primul rând, relații. Și psihologii dau următoarea definiție a distorsiunii cognitive. Spune, distorsiunile cognitive reprezintă erori de logică sau modalități greșite în care ne raportăm la noi înșine, la alții sau la lume. Tendința de a trage concluzii în absența oricăror dorințe. De multe ori suntem atât de convinși că știm ce sentimente au ceilalți față de noi, că le putem intui cu acuratețe motivele, gândurile, încât acționăm fără a zăbăvi o clipă pentru a ne verifica aceste convingeri. Deci noi suntem super convinși de faptul ce gândește cineva despre noi, că nu mai vrem să auzim nimic. Deci noi suntem convinși, avem o intuiție. Aceste gânduri și credințe iraționale interesează gândirea negativă și ne mențin într-un cerc vicios al emoțiilor disfuncționale, putând duce la stări de anxietate și depresie, stimă de sine scăzută, comportamente și relații conflictuale. Deci, iarăși, venim la relațiile conflictuale. Acum, ce vreau să spun, există probabil sute și mii de tot felul de tipuri de distorsiuni cognitive. Și astăzi, având un timp limitat, bineînțeles că nu o să putem să le discutăm pe toate. Deci, eu am avut vreo 4 variante când mă pregăteam de discursul de astăzi, să discutăm, de exemplu, 20 de asemenea distorsiuni cognitive. După aia am ajuns la 15, după aia la 10 și până la urmă am rămas cu 9, care sunt cele mai, cumva, după mine, cele mai importante. Și a spune, apropo, sunt distorsiunile cu care eu personal cândva am avut probleme sau mai am pe alocuri probleme. Și de ce m-am gândit că probabil e mai bine să vorbesc despre ceva care este mai relevant pentru mine decât să vorbesc teoretic despre alte lucruri cu care nu am intrat în contact. Și o să vorbim despre, cum am menționat, 9 tipuri de distorsiuni cognitive. Pe Google puteți să găsiți tot felul de diferite tipuri, dar acum astăzi o să facem o introducere în ele și o să vedem din punct de vedere a practicii spirituale, din punct de vedere a practicii yoga. Deci cum putem să depășim aceste tendințe vicioase. Și începem cu primul gen de distorsiune cognitivă, care este preferatul pentru mulți dintre noi, care se numește citirea gândurilor. Noi știm ce gândește o persoană. Noi suntem absolut convinși ce gândește o persoană. De ce? Pentru că, eu chiar îi întrebam pe unii colegi, de ce gândești că știi? Pentru că eu am o intuiție super dezvoltată. Sau eu am o clară viziune super dezvoltată. Deci, iarăși, avem problema cu ego-ul aici. Și o să vorbim puțin mai târziu care este combinația dintre minte plus ego care generează distorsiuni cognitive. Deci nu avem suficiente informații care să susțină convingerea respectivă. Dar noi ne grăbim să tragem concluzii, în general, concluzii negative. Și aici avem diferite exemple. Deci cineva râde, doi colegi de-ai noștri vorbesc între ei și râd. Și ego-ul nostru imediat este afectat și noi gândim, râde de mine, sigur. Sigur. De ce? Pentru că eu citesc gândurile. Sau lucru care l-am observat deseori. Deseori se întâmplă. Eu încerc să vorbesc cu cineva și omul n-a auzit fraza până la sfârșit, mă întrerupe și deja începe să-mi spună ce am vrut eu să spun.
Aman, ascultă-mă până la sfârșit, la început. Nu. Are percepția asta că eu deja știu ce vrei să spui și de ce te întrerup. Mă bag peste tine și deja îmi spun ce gândesc eu despre lucrul pe care ai vrut să-l spui. Este de asemenea, deci, un gen de distorsiune cognitivă care este generată de modul pasiunii. Eu țin minte, discutam cu un maestru spiritual care atunci când aveam vreo 20 de ani, eram și eu foarte super agitat. Deci nu că acum nu sunt agitat, dar eram și mai agitat decât acum. Și de obicei, pentru mine, pauzele în discuții, în dialoguri, deci pentru mine era o tortură, pentru că însemna că dacă apare vreo pauză în dialog, înseamnă că something is wrong. Deci ceva nu e în regulă. Și eu încercam cumva pauzele acestea care apăreau în dialogul meu cu maestru spiritual, cumva să le umplu cu ceva și să fac niște cuvinte deștepte, înțelepte. Ceva. Și până la urmă, maestru meu mi-a spus, da, Gurinda, nu e nicio problemă dacă există o pauză în dialog. Pentru că noi avem timp pentru contemplare și mai bine să vorbim lucruri utile decât să vorbim tot felul de lucruri inutile care n-au niciun rost. Deci nu vă temeți de pauze în dialog. Nicio problemă. Deci este tot un gen de a contempla, de a înțelege mai bine, deci de a procesa lucrurile pe care le-am auzit. Bine, iarăși vreau să spun, putem foarte multe să vorbim despre fiecare dintre ele, dar o să mergem mai departe. Încă un gen de distorsiune cognitivă este ghicirea viitorului. Deci e ca și cum mintea noastră ar încerca să ne convingă că ceva este adevărat, când de fapt nu neapărat este. Și noi transformăm simple predicții, anticipări, în incertitudini, în fapte care, sigur, 100% vor avea loc. Iarăși când te întreb de ce, pentru că eu sunt clar văzător, pentru că eu sunt o persoană mai specială. Și de ce? Bineînțeles că eu o să ghicesc și să văd viitorul. Și de exemplu, deci aici aveam gânduri de genul că mi-a propus soțul să mergem la teatru, dar sigur va fi ocupat în ziua respectivă. Și deja avem un mindset negativ. Deci deja avem, ne programăm ceva negativ. Sau tuturor puțin le pasă cum simt, pentru că niciodată nu vor ține cont de opinia mea. Deci este de asemenea. Deci este de asemenea un aspect al acestei distorsiuni. Sau deja văd cum mă face de rușine la programul viitor sau ceva de gen. Deci mă gândesc despre soț sau despre soție sau despre copiii mei, să spunem. Deci, iarăși, generăm gânduri negative. Deja ne programăm într-un sens. Așteptăm lucruri negative. Și cineva din scriitori spunea că încetați să vă temeți de ceea ce poate merge prost. Mai bine începe să vă bucurați pentru lucrurile care vor merge bine. Mai bine să ai un alt mindset, să cultivi un alt mindset. Și noi o să vorbim puțin mai târziu cum se cultivă acest mindset pozitiv. Pentru că el este o consecință a modului bunătății care este invocat printr-un anumit stil de viață, printr-o practică, da? Și în combinație cu un anumit stil de viață. Încă un gen de distorsiune cognitivă este etichetarea. Etichetăm, calificăm, denaturăm o persoană sau pe noi însuși. Da? Pe baza doar unei singuri greșeli. Deci dacă am picat un examen, sigur îl mai pic încă o dată. Deci vă țin minte cum susțineam examenele de conducere. Am susținut în laureata acum de 12 ani. Am picat prima dată pentru că aveam un polițist foarte șmecher care atunci vorbeam mult mai rău, vorbeam limba română și m-a întrebat, poți să-mi explici, te rog, toate simbolurile de pe bord? Mă, deci și, bineînțeles, am ficat al doilea examen și după aia a trebuit să vorbesc cu psihologul meu cel mai iubit. Am sunat-o pe mamă și am spus, mamă, uite, n-am nevoie de carnet, hai că mă lasă-mă în pace, că o să merg cu bicicletă. Și maică mi-a spus, you'll do it.
de-a treia oară și îți spun eu că o să-l ia. Dar aveam această tendință. Deci dacă am picat odată examenul, gata, îl pic întotdeauna. Dar nu, depune un efort. Da, depune un efort. Nu neapărat că pici, cine știe. Acum, revenim la etichetare. Cineva întârzie. Și noi imediat ignorăm posibilitatea că a intervenit o urgență ceva. Și imediat etichetăm persoana, că persoana respectivă cronic va întârzia întotdeauna. De ce? Pentru că l-am văzut sau am văzut. Întârzind o dată sau de două ori. Gata, eticheta este pusă pe frunte. Ăsta întârzie întotdeauna. Sau ăsta uită întotdeauna. Sau ăsta nu face lucrurile până la sfârșit. Sau ăsta spune una și face alta. Și așa mai departe. Deci înseamnă etichetare. Sau, iarăși, cineva a făcut odată o greșeală și noi imediat punem eticheta, persoana respectivă este incompetentă. Da? Dar nu neapărat. Deci oamenii, în primul rând, oamenii evoluționează. Deci oamenii se schimbă. Și trebuie să acceptăm ideea că oamenii se schimbă, totuși spre bine. Și să scoatem etichetele respective, cum este o povestire din Ramayana, în care era unul din eroi principali din Ramayana era Hanuman. Hanuman era o entitate mistică, ceva semi-om, semi-maniuță. Și Hanuman avea unul din Siddhi, unul din puterile sale mistice era că el putea să se mărească în dimensiunile sale. Și când Rama își construia podul său faimos din India spre Lanka, spre insula Lanka, Hanuman zbura prin munții Himalaya, zdrobea roci stânci întregi și după aia le aducea în setul Banda și le arunca în apă. Ei scriau numele Rama pe rocile respective și, infuzionând o putere mistică, rocile se țineau pe apă și așa s-a construit podul respectiv. Dar printre animalele care îl ajutau pe Rama să construiască podul respectiv era un păianjen. Și păianjen, vă dați seama ce poate să facă păianjenul. Deci el lua greunțe din țip și le arunca și el în podul respectiv. Și Hanuman, odată deja s-a enervat, n-a mai rezistat și s-a uitat la păianjen respectiv și a spus: "You spider, get lost of here. Dă-te la o parte să nu te strivesc." Și atunci a intervenit Rama. Și Rama a spus: "Hanuman, nu-l eticheta. Da? Pentru că pentru mine nu contează cantitatea lucrurilor care cineva mi le oferă. Pentru mine contează intenția. Pentru mine contează devoțiunea cu care cineva își face datoriile sale prescrise. Eu acest lucru contează pentru mine în primul rând." De ce? Pentru noi tot este foarte important să operăm puțin cu alte valori, nu doar cu valorile, din punct de vedere, valorile exterioare, de cifre și kilograme, dar să încercăm să evaluăm persoana din punct de vedere intențiilor sale. Pentru că deseori se întâmplă, oamenii au intenții bune, dar mai au de lucrat la capitolul performanță. Încă un gen de distorsiune cognitivă este gândirea de tip alb-negru. Totul sau nimic. Întotdeauna sau niciodată. Sau ori e ca mine, ori deloc. Cine are viciul ăsta? Ori ca mine, ori deloc. Unul din preferatele noastre vicii. Un filtru mental care ne face să vedem lucrurile în extreme. Și iarăși gândim aici în termeni de eșec sau în termeni de succes complet. Bine sau rău, o situație albă sau neagră. Când avem doar două posibilități și ne limităm la doar două posibilități, dar viața nu este nici albă, nici neagră. Și viața nu este nici gri. Viața are foarte multe nuanțe și foarte multe culori. Și este un lucru de învățat. Un lucru de învățat. Încă un gen de distorsiune cognitivă este personalizarea. Tendința de a lua totul personal sau de a ne învinovăți pentru producerea unor evenimente. Deci s-a întâmplat ceva, eu sunt de vină pentru că lucrul acesta s-a întâmplat. Noi aveam aici în sală persoane care au tendința respectivă. Și noi nu ținem cont de ceilalți factori care au contribuit la producerea acestor evenimente. Și de exemplu, deci, iarăși. Un părinte crede că este de vină pentru faptul că fiul său nu a intrat la facultate.
sau partenerul este obosit și prost dispus după o zi grea de lucru și noi îl vedem, el vine acasă și noi ne uităm la el și gândim, noi suntem de vină. Deci noi ceva am făcut greșit. Și deseori aici la programele de duminică, se apropiau de mine prietenii mei și mă întrebau, Radu, când am făcut ceva greșit? Și mie îmi venea să spun că cam am distorsiune cognitivă, deci lăsați-mă în pace. Pentru că uneori avem zile și zile, dar avem tendința să personalizăm, deci să luăm la persoană, să gândim că noi suntem de vină. Dar nu, lăsați omul în pace, deci revine. Lăsați omul în pace, deci nu luați la personal. Încă un gen de distorsiune cognitivă este supra-generalizarea. Când iarăși, pe baza unui singur eveniment negativ, persoana generalizează exclusiv și ajunge la concluzia că toate celelalte evenimente în viață sigur vor fi ratate sau sigur ceva nu va merge bine, sigur vor eșua. Și, de exemplu, deci, am picat la un examen, sigur pic la alt examen. Sau am avut o relație abuzivă sau am avut o relație care n-a mers bine cu un partener, sigur, toate relațiile viitoare nu vor merge bine. Și eu aveam colege care, după două sau trei divorțuri, ele spuneau, forma bărbătească nu mai există pentru mine în această viață, pentru că nu mai cred în bărbați, când aici a fost. Gata, deci, punct. Dar, iarăși, este o supra-generalizare. Deci dacă ai scăpat odată o farfurie, nu înseamnă că o să-l scapi totdeauna. Deci nu înseamnă că acum trebuie să mănânci de pe podea tot timpul. Fii mai atent, nicio problemă. Încă un gen de distorsiune cognitivă este catastrofizarea. Cele mai preferate, mai ales la o vârstă mai înaintată. Deci orice s-a întâmplat, catastrofă. Deci orice s-a întâmplat, catastrofă. A picat guvernul, catastrofă. S-a schimbat puțin timpul afară, catastrofă. Deci, totul e catastrofă. Da? Exagerarea importanței sau semnificației unor evenimente. Ne așteptăm ca evenimentele neutre sau ușor negative să producă adevărate dezastre. Deci, da, este ceva negativ. Dar e neutru. Dar nu noi ne uităm că este ceva care sigur va aduce un dezastru. Și evenimentele care sunt chiar puțin neplăcute, deci noi le percepem ca ceva super, super îngrozitor. Iarăși, facem o mică greșeală la jobul nostru și ne gândim, acum sigur șeful mă dă afară, pentru că am făcut o mică, singură greșeală. Da? Sigur sunt fugărit. Dar o să revenim imediat la analiza acestor lucruri și o să vedem. Ele sunt o consecință a fricii, a modului pasiunii, a modului ignoranței. Pentru că un aspect al modului bunătății este gândirea pozitivă. Gândirea optimistă. Și chiar se spune în sanscrită Vaishnavata Hesharavata, ceea ce înseamnă Vaishnavism, înseamnă pozitivism. Vaishnavism sau spiritualism înseamnă a fi o persoană pozitivă. N-ai cum să fii spiritual fără a fi o persoană pozitivă. Încă un gen de distorsiune cognitivă este filtrarea negativă. Deci, cam același lucru. Deci, când ne focalizăm atenția exclusiv pe evenimentele negative. Deci dacă, de exemplu, în urma unei evaluări, o persoană obține 5 feedback-uri bune. Deci eu aveam tendința asta. Obții 5 feedback-uri bune și unul prost. Tu te concentrezi doar pe feedback-ul cel prost. Nu ia în considerare acele 5 feedback-uri bune. Te concentrezi doar și te macini din interiorul tău. Te mănânci din interiorul tău. Pentru că ai primit doar un singur feedback prost. Sau dacă primești un feedback pozitiv și te mai spune, wow, ce bine ai făcut, el doar spune că am făcut bine, dar de fapt gândește că n-am făcut bine. Și asta înseamnă twisted mind. Asta înseamnă a avea o minte sucită. Deci, o minte sucită când interpretăm lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Sau
ne focalizăm pe evenimentele negative care au avut loc în trecut. Dacă aș reveni înapoi în timp, ar trebui să schimb aceasta sau trebuia să iau alte decizii. Și noi tot trăim în trecut. Trăirea în trecut înseamnă a trăi în modul ignoranței. Trăirea în viitor înseamnă a trăi în modul pasiunii. Și trăirea în prezent înseamnă a trăi în modul bunătății. Sau, de asemenea, deci ne imaginăm cumva evenimente negative viitoare și în permanență ne întrebăm o întrebare preferată. Și dacă se va întâmpla lucrul cu tare și cu tare? Și ați observat deseori mass media fac aceste lucruri, că nu mai sunt multe știri și n-ai despre ce să scrie în ziarul respectiv sau în site-ul respectiv. Ce fac newsmakerii? Deci, fac ei. O să fie cea mai nenorocită viață din ultimul an. Da. Și ce o să fie dacă în acest timp se oprește încălzirea? Și omul trebuie să gândească și, Doamne, și ce o să fie dacă se încălzirea? Se oprește încălzirea în cea mai cumplită iarnă care teoretic poate să aibă loc. Revenim la dezastre. Da, revenim la dezastre deja. Și dacă o să-mi vină rău, ce fac? Și dacă voi avea un accident, îți minte, aveam și eu problema asta când mă urcam primele săptămâni la volan. Și dacă va fi un accident, atunci ce va fi? Dacă mai va fi și va fi. Rezolvăm pe loc. Da? Sau unul preferat pentru femei. Dacă rămân blocat în lift, ce va fi? Eu am auzit dacă rămân blocat în lift și dacă moare baterie de la telefon. Pentru că argumentul este, dacă rămâi blocat în lift, mă suni. Dar dacă moare baterie, ce se întâmplă? Încă un gen de distorsiune cognitivă este concluzionarea pripită. În engleză sună ca jumping to conclusions. Probabil dintre toate este cea mai deseori întâlnită pentru noi toți. Care înseamnă tendința de a interpreta și a trage concluzii negative în absența oricăror dovezi. Și aici avem o povestire interesantă, mică. Dat un bărbat stătea pe o bancă în parc și liniștit stătea și citea un ziar. Și la un moment dat, o clipă mai târziu, un tată cu trei copii, deci a venit și s-a așezat pe aceeași bancă. Au trecut 10 minute între timp, în cele din urmă, copiii aceștia trei băieți erau, au început să țipe, au început să facă zarvă, au început să se bată între ei. Și deja după 10 minute, bărbatul cu ziarul n-a mai rezistat, s-a uitat urât la tatăl copilului și a spus, chiar nu poți să ai grijă de copiii tăi. Deci uite la ei, uite în ce haos comportă ei. Și atunci bărbatul care toate acele 10 minute era cu ochii doar în podea, s-a uitat la ei și a zis, scuze, deci eu cumva și-a revenit și a spus, scuze. Dar acum am venit de la spital, când de acum jumate de oră a murit soția mea, mama lor. Și eu stau și mă gândesc cum să le spun lor că mama lor a murit pentru că ei simt că ceva este neregulă și ei gândesc că mama lor a adormit și eu nu știu cum să le prezint realitatea. Și este un exemplu tipic despre aceste situații când sărim foarte rapid cu diferite concluzii, neștiind foarte bine situația, fără a analiza foarte bine situația, fără a primi informații adiționale. Și uneori chiar și în cercurile spirituale, de exemplu, un practicant este acuzat de ceva. Deci el a făcut o gafă, a făcut o prostie. Și restul foarte rapid sar la o concluzie pripită, fără a ști detaliile. Deci deja începem să le chităm. Da? Și fără să luăm în considerare posibilitatea că omul va fi purificat. Mai ales atunci când e o practică serioasă, o cale spirituală, durează un an, 2, 3, 4, 5, omul se schimbă. Mai ales că datorită practicii sale spirituale, omul se schimbă. Dar noi gândim, rămânem în trecut în gândirea noastră, că omul ăsta cândva a făcut o gafă, l-am etichetat, gata, până aici a fost. Avem o povestire din Purane, spirituală, o povestire spirituală din Purane, care demonstrează de asemenea această tendință. Mulți dintre voi au studiat Bhagavad Gita și știți despre Arjuna.
Și iată, într-o zi, Arjuna împreună cu Krishna, care a povestit Bhagavad Gita, deci ei se plimbau în pădurile care se aflau lângă Hastinapur, care era cândva era capitala Indiei, Indiei veche. Și la un moment dat, când ei se plimbau cu carul lor de luptă, carul lui Arjuna de luptă, de asemenea era condus de Krishna, la un moment dat ei s-au oprit în pădure și Arjuna a văzut o scenă foarte interesantă, a văzut un animal, un șacal, care mirosea un cadavru. Și îl mirosea la început capul cadavrului, mâinile cadavrului, picioarele cadavrului, dar nu mânca din el. Deci tot cumva umbla în jurul cadavrului respectiv. Și Arjuna așa cu aroganță s-a gândit că, șacalul ăsta este un prostuț. Murcan, sanscrit înseamnă un prostuț. Este lipsit de inteligență. Nu are nicio percepție, nici măcar materială, ce să mai vorbim despre o percepție spirituală. Pentru că acum câteva luni Arjuna a ascultat Bhagavad Gita, deci cunoașterea Bhagavad Gita pe câmpul de luptă de la Kurukshetra, deci Arjuna era puțin îngânfat că el a obținut o cunoaștere spirituală profundă. S-a gândit, șacalul respectiv nu are nicio cunoaștere. Krishna imediat a simțit starea de spiritul lui Arjuna și a vrut să o corecteze. Pentru că în scripturile vedice se spune că natura divinității este că atunci când proprii săi devotați, dragi, dezvoltă o anumită mândrie sau un anumit mindset incorrect, un anumit citta vritti, deci o anumită distorsiune cognitivă, divinitatea imediat intervine în viața lui pentru a corecta. Prin situații plăcute, dar deseori prin situații neplăcute, care sunt un test pentru noi. Dar în cazul lui Arjuna a fost o situație cât de cât. Și atunci, folosindu-se de... Krishna era un mare yogin, unul din numele lui era Yogeshwara, folosindu-se de puterea sa mistică, Krishna a vorbit cu animalul respectiv, cu acel șacal și a spus O Jambuka, în sanscrită, Jambuka înseamnă un șacal. O Jambuka, spune-mi, te rog, de ce nu mănânci din cadavrul respectiv și doar miroși și fugi în jurul lui, dar nu buși din el? Și atunci, interesant ce răspunde animalul. O Krishna, tu ești reprezentarea divinității, tu ești un avatar al divinității. Tu deja ești situat în inima mea ca supra-suflet și tu deja știi răspunsul la întrebarea mea. Dar eu sunt un simplu animal și în comparație cu Arjuna care a învățat Bhagavad Gita, eu nu știu nimic, eu sunt lipsit de cunoașterea spirituală. Dar chiar și eu am un anumit discernământ, deși sunt lipsit de atunci Krishna îl întreabă, tu ai un discernământ și poți să-mi spui care este discernământul tău? Și șacalul atunci, cu o voce foarte, foarte umilă, el răspunde, zice, noi, animalele, nu avem nicio calificare necesară pentru a urma principiile dharmei și pentru a acumula merite karmice pioase datorită urmării dharmei. Deci, de obicei, se vorbește despre karma și se vorbește despre samsara, reîncarnare, despre aceste două termene surori, deci ele merg împreună. Dar există încă un termen important care este dharma, pentru că atâta timp cât cineva își urmează dharma, el acumulează minim karma. Și ce spune animalul, îi zice, noi, aflându-ne în corpuri de animale, noi nu avem posibilitatea să urmăm principiile dharmei, principiile spirituale. Dar totuși și noi avem un discernământ și noi vrem să acumulăm o karma pioasă. Și șacalul spune, noi putem acumula merite pioase sucrite prin mâncarea noastră. Și el zicea, prin urmare, atunci când miros picioarele unei persoane, eu imediat pot să înțeleg dacă în timpul vieții sale, omul respectiv, a mers măcar vreodată să facă activități pioase sau a mers măcar vreodată în locuri de pelerinaj, cum ar fi Rishikesh, de exemplu, sau Haridwar, sau Vrindavan. Sau mirosându-i mâinile, deci eu pot înțelege dacă această persoană în timpul vieții sale și-a folosit mâinile, măcar vreodată pentru a-i servi persoanele sfinte, sadhu, sau pentru a curăța temple, sau pentru a ajuta oamenii nevoiași. Și dacă nu, atunci niciodată nu voi mânca mâinile respective și nici picioarele respective, pentru că nu sunt pioase. Și zice mai departe, mirosindu-i capul, înțeleg dacă această persoană, în timpul vieții sale,
a plecat, măcar vreodată l-a plecat în fața maestrului spiritual. Țin minte, am studiat cândva un tratat vedic despre Guru Tatva, despre relațiile dintre discipul și maestru spiritual, care se spune că de obicei în viață nu aplicăm capul în fața nimănui. Dar scriptura respectivă spunea, există totuși o persoană în fața căreia, măcar în fața acestei persoane, dar trebuie să-ți aplici capul, este în fața maestrului spiritual. Pentru că fără acest lucru n-ai cum să acumulezi cunoașterea spirituală. Și Șacalul spune, atunci eu văd dacă persoana respectivă și-a plecat capul, măcar în fața unui maestru spiritual, unei persoane sfinte. Dacă da, mânec, dacă nu, nu sunt interesat. Mirosindu-i urechile, de asemenea, deci pot înțelege dacă persoana respectivă a ascultat cândva mesaje spirituale, a studiat cândva scripturile sacre pentru a primi cunoștințe spirituale prin procesul de ascultare, procesul de shravana. Și atunci, el zice, a concluzionat, dacă nu faci aceste lucruri, niciodată nu voi mânca o asemenea mâncare impură. Și Krishna a zâmbit și a spus, o, Gianluca, tu ești un mare ghian, tu ești un mare învățat, tu ești o persoană super inteligentă. Și Arjuna, în acel moment, a înțeles și a realizat lecția respectivă. Deci el a înțeles lecția care a vrut să o da Krishna în situația respectivă. Și a înțeles că nu trebuie să sară cu diferite concluzii pripite. În viața unui mare sfânt, numele lui era Ramanujacharya, care era un mare yogin. S-a întâmplat tot un caz foarte interesant, când el era discipolul maestrului său spiritual, Yamunacharya. Ramanuja, într-o zi, a prins un șarpe și a început să-i bage degetul în gura șarpelui respectiv. Și alți discipoli al lui Yamunacharya gândeau că probabil Ramanuja este un pervertit pentru că el chinuie un șarpe, deci îi bagă degetul în gura șarpelui. Și ei repede s-au dus la maestrul său spiritual, la Yamunacharya, și au spus, Yamuna, discipolul tău, Ramanuja, chinuie un animal, în ciuda principiului vedic despre ahimsa, ahimsa paramadharma. Ahimsa sau non-violența este cel mai important principiu spiritual. Yamunacharya vine repede la locul respectiv și îl întreabă pe Ramanuja, Ramanuja, tu ce faci? De ce faci acest lucru? Și Ramanujacharya atunci spune că, Guru Maharaj, am observat cum șarpele respectiv se vârcolea în convulsii și am înțeles că probabil are un spin în gât. Și am încercat să-i scot spinul respectiv din gâtul șarpele. Și atunci Yamunacharya, împreună cu discipulii, a înțeles, a fost iarăși o concluzie pripită. Sau odată, Ramanujacharya l-au prins, alți discipoli l-au prins cum el era culcat pe patul maestrului său spiritual. În acord cu eticheta vedică, discipolii nu se culcă pe patul maestrului spiritual. Și Yamunacharya, iarăși când a intrat în camera sa și l-a văzut pe discipolul său fiind culcat pe patul său, a întrebat, Ramanuja, tu ce faci? Și Ramanuja Acharya a spus, Guru Maharaj, îmi cer iertare, dar eu am vrut să fiu sigur că patul respectiv nu este tare, pentru că am vrut, m-am gândit la confortul dumneavoastră. Deci, iarăși, el a avut un alt mindset, el a avut starea de spirit de a-și servi maestrul său spiritual, dar în aceste situații, în acest gen de situații, noi foarte repede suntem foarte predispuși pentru a avea concluzii pripite. Sau era un caz în cazul lui Bhaktivedanta Swami Prabhupada când în anii 68, 69 și la Prabhupada a întâiat primul centru vedic din New York. Și au început să vină primii adepți, primii viitori discipoli, au început să vină pe la centru, care avea un background mai interesant, așa, mai excentric. Și unul dintre ei, numele lui era Shyama Sundara, viitorul Shyama Sundara, care prima dată l-a introdus pe George Harrison în cultura vedică, i-a prezentat Bhagavad Gita și după aceea George Harrison s-a familiarizat cu Hare Krishna Mantra și s-au pornit multe albume care erau influențate de cunoașterea vedică. Și atunci Shyama Sundara într-o zi vine la Swamiji după câteva luni de participare la programe și zice, Swamiji, am o veste proastă, îmi pare rău. Și Prabhupada l-a întrebat, ce s-a întâmplat Shyama Sundara? Shyama Sundara spune, Swamiji, din păcate, din cauza că am fost judecat recent,
eu va trebui să stau în închisoare pentru 2 ani. Și acum, chiar acum, într-o oră, plec la închisoare, pentru că trebuie să fiu încarcerat. Și la Prabhupada era foarte întristat și mă întreabă, și ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Și Shama Sundara îi răspunde, I was selling drugs. Și Prabhupada s-a uitat la ea și îi spunea, oh, I was selling drugs too, when I was young. Și Shama Sundara s-a gândit, cum, maestrul meu spiritual de asemenea vindea droguri, dar cuvântul drugs, deci el înseamnă droguri și drugs înseamnă de asemenea medicamente, pentru că și la Prabhupada, înainte de a accepta sannyas, el avea o firmă micuță care se ocupea cu distribuirea medicamentelor. Și a durat câteva luni după ce, dar Prabhupada atunci încă i-a spus că și Shama Sundara i-a spus că Krishna will help you. Deci divinitatea o să te ajute, stai liniștit. Și așa s-a întâmplat, după o lună, în loc de 2 ani, Shama Sundara a stat o lună la închisoare, pentru că se comporta foarte bine, era vegetarian, nu-i ofensa pe nimeni, cânta mantra, se ocupa cu meditația. Și atunci aia, garzienii s-au gândit, man, omul ăsta degeaba stă aici, haide să-i dăm drumul, să plece de aici cât mai repede, pentru că ne curu pe alții. Deținuți. Și după ce s-a întors, Shama Sundara s-a întors și a spus, Swamiji, how come that you are selling drugs? Și I had a medical store. Ok, e clar. Și acum, deci, încă un gen de distorsiune cognitivă în cercurile spirituale. Un tip foarte interesant. El se numește înțelegerea eronată a conceptului de karma. Și ce aș vrea să discutăm puțin. Iată, știți, există tot felul de, se numește, eu am tradus din engleză, nu știu dacă e bine tradus în limba română, dar ceva de gen determinismul genetic. Deci când omul spune, păi, genele mele sunt în modul cutare, prin urmare eu sunt predispus de a fuma. Sau sunt predispus de a mânca carne. Sau sunt predispus de a face anumite lucruri pentru că genetic sunt predispus. Da? Sau mai avem încă un gen de determinism care este determinismul astrologic. Și desigur putem să-l întâlnim, oamenii spun eu, după zodia mea, sunt de exemplu scorpion și de-aia toate prostiile pe care le fac eu sunt justificate, pentru că e determinismul astrologic. Deci nu pot să fac nimic, pentru că, gata, e karma mea, e zodia mea, până aici a fost. Avem, de asemenea, determinismul în Ayurveda, deci determinismul în acord cu doșa. Deci eu sunt vata doșa. Sunt mai agitat după firea mea, vorbesc mai mult, sau sunt kapha doșa. Gândesc mai lent puțin, sau sunt pita doșa. Deci sunt cumva foarte, foarte perfecționalist. Și asta înseamnă, asta presupune că eu nu pot să schimb nimic deja, pentru că e determinismul doșic. Deci nu pot să lucrez la nimic, pentru că gata. Și de asemenea avem determinismul karmic. Când este karma mea, am un anumit mindset, am un anumit caracter, deja nu pot să schimb nimic, pentru că gata, este karma mea. Și totul este predestinat. Și aici aveam concepții de genul că când se întâmplă ceva la cineva de nimic, păi e karma lui, asta este. Sau eu am fost într-o situație urâtă, când am fost cu niște colegi de-ai mei de la un centru spiritual, am fost la o mormântare. Și am fost la o mormântare când era mormântarea tatălui a unui coleg de-al nostru. Fiecare dintre noi trebuia să spună câteva cuvinte. Și am avut norocul că am fost ultimul, pentru că primii colegi ai mei vorbeau ceva de gen, păi, repostatul a murit, este karma lui, așa se întâmplă. Și deci fără nicio compasiune, din punct de vedere a cunoștințelor spirituale, e adevărat? E adevărat. Deci, dar absolut nu este locul potrivit unde trebuie să spui acest, ca să spui adevărul. Deci este absolut locul nepotrivit de a spune adevărul. Da? Și atunci eu cumva m-am sucit și am spus ceva de gen că oricum îl aveam în inimile noastre și sufletul nu moare și l-am iubit foarte mult și o să-l iubim în continuare și ceva de gen și cumva
lucrurile s-au distensionat, atunci lucrurile s-au calmat după aceasta. Am un citat foarte frumos care rezolvă problema aceasta karmică, deci înțelegerea eronată a conceptului de karmică. Este un citat din Hita Upadesha, o scriptură frumoasă, în care se spune: la fel cum un car nu se poate deplasa doar cu o singură roată, în același fel, soarta omului nu-i poate da un rezultat fără un efort din partea lui. Deci noi avem în stocul nostru karmic ceva, noi avem niște reacții karmice, noi avem în destinul nostru anumite lucruri, dar fără a depune un efort pentru a obține acele lucruri, tu nu o să le primești niciodată. Totul este determinat de destinul meu, de karmă. Oare mai are rost să muncesc? Nimeni nu trebuie să gândească în modul respectiv, pentru că fără muncă nu poți obține nici măcar uleiul din semințele de Suzan. Uleiul este conținut în semințele de Suzan, dar tu trebuie să-l extragi acolo. În mod similar, tu ai în karma ta, tu ai succes, dar tu trebuie să-ți extragi succesul respectiv prin a depune un efort. Deci nu stai și te gândești, este karma mea, acum ce vine natural, aceea vine. Tu ai natural în stocul tău karmic, tu ai anumite lucruri, dar ca să le extragi de acolo, trebuie să depui un efort. Prosperitatea este atinsă doar de oamenii harnici, pe când oamenii leneși și slabi spun că ceea ce este rânduit de destin va fi atins fără eforturile lor și prin urmare nu este nevoie să muncească din greu. Nu trebuie să acordăm atenție la astfel de idei nebune, trebuie să depunem efortul conform abilităților noastre. Și chiar dacă vom eșua, atunci va trebui să găsim cauzele eșecului. Deci iarăși este contra absolut, distruge conceptul ăsta de determinism karmic. Chiar dacă ceva a mers prost, depune încă un efort, nicio problemă. Deci continuă să depui încă un efort. Și acum Hita Upadesha dă câteva exemple frumoase. Când vezi în fața ta un diamant pierdut în stradă, destinul nu-l va ridica și nu-l va pune în buzunarul tău. Tu trebuie să-l ridici prin efortul tău propriu. Deci ai văzut, nu știu, o bancnotă de 100 de euro și te gândești, karma mea, destinul meu, hai, bancnotă, sari la mine în buzunar. Nu, tu te apleci și le ridici. Deci tu trebuie să depui un efort. Sau, de exemplu, încă un exemplu se dă în Hita Upadesha și se spune, ăsta e exemplul meu preferat din această citată: leul este regele animalelor. Dar leul nu stă cu gura deschisă și spune, hai animalelor, săriți în gura mea pentru că eu vă mănânc. Leul este regele animalelor, dar leul le vânează. Deci eu depune un efort pentru a-și vâna mâncare. Mai mult leoaica, da. Sau leoaica, mai mult, da. Să zic. Este un comentariu de la femeie. Da, da, da. Corect. Dar și leul vânează. Și leul, dar mai mult leoaica. Ok. Deci, succesul poate fi atins numai prin munca grea, nu pur și simplu prin iluzii. Deci asta, citatul acesta distruge acest determinism karmic pe care noi avem tendința acum să urmăm în viețile noastre, care tot este o distorsiune cognitivă în cercurile spirituale. Și haideți să acordăm câteva minute pentru a înțelege cum să facem față acestor distorsiuni cognitive. Când o să studiați subiectul, o să vedeți că există, la fel cum există sute și mii de feluri de distorsiuni cognitive, la fel și există și tot felul de remedii, sute și mii de remedii și tehnici de a le depăși. Dar aici aș vrea să menționez că în cazuri grave, vă rog să nu vă faceți de cap și să mergeți la un psiholog profesionist. Aici chiar este cazul. Dar în cazurile mai ușoare cum suntem noi, deci putem să ajustăm anumite lucruri, și să înțelegem anumite lucruri. Primul lucru care este de învățat este să învățăm să conștientizăm și să identificăm distorsiunile cognitive în gândirea noastră. Pentru că ele, trebuie să înțelegem că aceste distorsiuni cognitive, ele reprezintă niște gânduri automate. Deci noi avem tendința să gândim automat, să reacționăm automat la anumite situații din viața noastră. Deci sunt situațiile când nu gândim profund. V-am mai povestit de multe ori cu maestrul meu spiritual, deseori face acest exercițiu cu discipolii săi, când
le pune întrebarea și îi copleșește complet când îi întreabă: cine dintre voi astăzi a gândit? Mă, toți am gândit astăzi. Nu. Cine a gândit profund astăzi? Cine a cugetat? Cine a gândit? Cine a analizat ceva profund? Pentru că însuși, după definiția, cuvântul ființă umană în sanscrită sună ca manușia. Deci manușia înseamnă ființă umană. De aici avem cuvântul man în engleză. Și manușia provine din sanscrita manana, ceea ce înseamnă cel care gândește sau cea care gândește. Deci după definiția, o ființă umană este o persoană care gândește profund. Și deseori prostiile pe care le facem în viața noastră sunt o consecință a faptului că noi nu analizăm conduita noastră, nu analizăm mindset-ul nostru de gândire. Și de ce se spune că ele sunt gânduri automate? Dar conștientizarea este cheia la rezolvarea acestor distorsiuni cognitive. Și se spune că aducerea acestor zone oarbe în planul conștiinței este absolut esențială pentru îmbunătățirea discernământului. Și în cazul în care suntem conștienți de distorsiunile noastre cognitive, avem și foarte multe șanse să, în primul rând, să luăm decizii corecte, pentru că deseori deciziile noastre nu sunt raționale, ele sunt emoționale. Și sunt mai ales șefii care iau decizii emoționale. Deci e o tortură pentru angajați. Deci e un lucru foarte greu pentru angajați. Și cum am mai vorbit? Deci minte plus ignoranță. Deci formula interesantă. Minte plus ignoranță egal distorsiune cognitivă. Adică minte plus lipsă de informații. Minte plus ignoranță egal distorsiune cognitivă. Pe când minte plus inteligență, ceea ce înseamnă minte plus cunoaștere, mai ales cunoaștere spirituală, înseamnă o reacție adecvată față de realitate, decizii adecvate, decizii corecte, da, față de realitate. Și aici avem multe lucruri care putem să vorbim în cadrul acestor lucruri. De exemplu, să analizăm experiențele noastre din trecut și să vedem cum a reacționat, care au fost consecințele. Deci să ne gândim. Să decizăm că nu mai vrem să facem aceste lucruri. Să vedem care au fost consecințele deciziilor pe care le-am luat. Sau probabil sunt lucruri care trebuie să le schimbăm în conduita noastră. Și încă un lucru foarte important aici este să învățăm să auzim și să apreciem opiniile altor persoane. Deci un lucru foarte important, pentru că de obicei rămânem stagnați în distorsiunile noastre cognitive atunci când nu le permitem, mai ales oamenilor dragi, să ne corecteze. Atunci rămânem stagnați în problemele noastre și nu avem cum să le depășim. De aceea trebuie să fim gata să primim anumite feedback-uri. Dar aici vreau să menționez un lucru. Primiți feedback-uri de la oameni care nu sunt invidioși. Primiți feedback-uri de la oameni care sunt binevoitorii voștri. Și binevoitor nu neapărat înseamnă o persoană care îți spune doar lucruri bune. Uneori, prietenul tău poate să spune lucruri dure, dar tu simți intenția lui. Pentru că el are o afecțiune față de tine. Și lui pasă. Și când tu simți că lui pasă de ce îți spune lucruri dure, acceptă-le. Pentru că este pentru beneficiul tău. Și acum, repede, o să vorbim despre două metode yoghine pentru a contracara aceste distorsiuni cognitive. Prima metodă, ea se numește Pratipaksha Bhavana, care este de asemenea descrisă în Yoga Sutra lui Patanjali Muni. Ea se mai numește tehnica yoghină de contracarare a viciilor. Ea este descrisă în capitolul 2 din Yoga Sutra, versetul 33 și 34, în care înțeleptul Patanjali spune: când mintea este tulburată de pasiuni sau de porniri inferioare negative, datorită gândurilor vicioase sau tentațiilor negative, trebuie să se mediteze intens asupra contrariilor lor. Gândurile negative conțin în ele durere și ignoranță infinită și rezultă din lăcomie, mânie și confuzie. Cu alte cuvinte, rezultă din modul ignoranței. Acestea pot fi slabe, medii sau intense. Pratipaksha Bhavana constă în a gândi intens contrariul lor. Adică întoarcerea gândurilor spre cele contrare și acționa contrariu tendințelor vicioase. Deci, de exemplu, avem tendința de a fi mânioși.
trebuie să învățăm să facem contrariul, să fim toleranți, să fim iertători. Avem tendința să fim invidioși. Trebuie să cultivăm contrariul, ceea ce înseamnă tendința de a servi. Aceasta în limba sanscrită se numește seva. Seva înseamnă de a servi în interesele altor persoane. Această seva, această calitate ne ajută să ne purificăm de invidie. Și sunt foarte multe tehnici de acest gen care se numesc practic Pacea Domnului. O să citesc câteva versete din Bhagavad Purana care explică aceste lucruri. De exemplu, adoptând cu hotărâre un legământ, discipolul renunță la dorințele pentru satisfacerea simțurilor și la tendințele vicioase. Renunțând la poftă trupească, el cucerește furia. Discutând despre dezavantajele acumulării bogăției, se renunță la lăcomie și discutând despre adevăr, se depășește frica. Deci când cineva cunoaște adevărul spiritual, că de fapt lucrurile sunt aranjate de divinitate, n-ai de ce să-ți fie frică, pentru că lucrurile sunt controlate de divinitate. Prin discutarea subiectelor spirituale se poate cuceri lamentarea și iluzia. Prin servirea unui maestru spiritual, oricine poate deveni lipsit de mândrie și de asemenea de distorsiuni cognitive. Pentru că eu vreau să vă spun un lucru. Cam 90% din problemele mele pe care eu le-am avut cu distorsiunile mele cognitive au fost rezolvate de maestrul meu spiritual care îmi spunea în față: Radha Govinda, stop thinking black and white. Sau nu exagera. Sau lucruri de acest gen care deci intru în mod emoționat. Urmare, s-a întâmplat asta cu tare și cu tare. Shanti, stai calm, nu exagera. Va fi bine, gândește pozitiv. Și durează un timp și ai norocul când ai un maestru spiritual care te ajută să depășești acestea. Sau ai prieteni binevoitori care te ajută să depășești aceste lucruri. De ce e un recept frumos în care se spune, se vorbește despre implicarea maestrului spiritual care te ajută să depășești tendințele respective. Modurile pasiunii și ignoranței sunt cucerite prin dezvoltarea conștientă a modului bunătății. Adică cultiv gânduri în modul bunătății, mănânci hrană în modul bunătății, ce înseamnă hrană vegetariană, consum apă în modul bunătății, îmbraci haine în modul bunătății, asculți muzică în modul bunătății, ai prieteni în modul bunătății, trăiești într-un mediu în modul bunătății, studiezi scripturi în modul bunătății, participi în ritualuri care sunt în modul bunătății. Sunt foarte multe lucruri care le faci în modul bunătății și atunci treptat acest mod este invocat în viața ta. Această energie satrică, energie de transformare, energie de cunoaștere, energie de fericire lăuntrică, este invocată, este acumulată. Și cunoașterea ne ajută să vedem realitatea într-un mod corect. Cunoașterea ne ajută să nu luăm decizii pripite sau concluzii pripite. Pentru că sattva bună înseamnă o... Iată, dacă... Aceste moduri pot fi de asemenea comparate cu diferite, cu ochelari de diferite culori. Când îmbraci, de exemplu, ochelari negri, vezi lucrurile vezi în niște culori mai sumbre. Cine a purtat ochelari roșii cândva? Sau ochelari de culoare galbenă? Ați văzut cum se schimbă. Cum se schimbă culorile și se schimbă starea de spirit. Hippie în anii, hippioții în anii 70, purtau ochelari galbeni. Era trend atunci. Era psihedelici. Psihedelici, da. Deci invocau anumită stare. Și atât în mod similar. Deci când conștiința noastră este acoperită de ochelarii în modul ignoranței, noi percepem lucrurile glumii, deci într-o culori foarte, foarte întunecate. Când modul pasiunii ne acoperă conștiința, percepția, atunci suntem agitați. Și când modul bunătății, modul cunoașterii ne acoperă conștiința și operăm în modul bunătății, atunci cât de cât percepem realitatea, dar de fapt scopul practicii spirituale este turia, ceea ce înseamnă a depăși complet modurile naturii materiale, a vedea realitatea așa cum este ea. Și a treilea lucru care poate fi făcut în referință la aceste distorsiuni cognitive, în sanscrit ele se numesc abhyasa. Și de asemenea, Yoga Sutra Patanjali Muni spune abhyasa varagya bhyam tam nirodham. El zice, controlul acestor vrityuri sau controlul acestor paraziți mentali
sau acestor distorsiuni cognitive se dobândește prin practica yoga și prin practica detașării, care aceste două lucruri, ele se numesc abhyasa, abhyasa și vairagya. Un sinonim al cuvântului abhyasa este cuvântul sadhana, care practic înseamnă același lucru. Deci sadhana înseamnă repetiție, recitare, exercițiu, studiu, obicei și perseverență. Deci, cu alte cuvinte, pentru a învăța să gândim pozitiv, trebuie să fim puțin perseverenți. Trebuie să analizăm, trebuie să vedem când de obicei avem tendința de a gândi pripit sau de a trage concluzii pripite, să analizăm și să exersăm, să învățăm să nu facem acest lucru. Și atunci, treptat, aceste distorsiuni sunt depășite. Cuvântul sadhana, de asemenea, înseamnă o practică spirituală. Iată o definiție a cuvântului sadhana, se spune că sadhana include o varietate de discipline urmate cu scopul desăvârșirii spirituale. Sadhana invocă urmarea anumitor principii regulative, cum ar fi principiile de yama și niyama, care ne ajută să atingem foarte rapid stilul de viață în modul bunătății. Sadhana include meditația, care ajută foarte mult la depășirea acestor distorsiuni mentale, pentru că meditația ajută să conștientizăm lucrurile care se întâmplă în interiorul nostru. Sadhana implică efectuarea anumitor ritualuri sau anumitor ritualuri de adorare a zeităților, încantarea anumitor mantre, cu scopul de a atinge perfecțiunea spirituală, un nivel spiritual. Și, treptat, datorită practicii sadhana, practicii spirituale acestea și conștientizării, treptat acestea distorsiuni cognitive sunt analizate, sunt depășite și învățăm să gândim pozitiv și să interacționăm pozitiv cu prietenii noștri, cu partenerii noștri, cu colegii noștri și we stay away from the trouble. Și noi rămânem departe de probleme datorită acestei însușiri. Noi mai avem câteva minute. Vreți să facem repede un exercițiu? De ce? Da. Haideți să ne împărțim repede în patru grupe. Doar întoarceți-vă, iată, vă întoarceți unii la alții. O să dureze 10 minute. Nu mai. Vă întoarceți unii la alții și creăm patru grupe. Nu știu. Cine vrea să fie grupul 1? Ok. Grupul 1. Cine vrea să fie grupul 2? Grupul 3 în spate și grupul 4. Deci, ascultați cu atenție care va fi task-ul vostru. Deci noi am vorbit despre această tehnică pratipakshobhava. Deci când întoarcem gândurile opuse. Cultivăm gândurile opuse. Grupul 1. Voi va trebui să vă gândiți să se discutați între voi. Cum depășim sau cum întoarcem. Și Valentin o să vă ajute pentru că este un psiholog profesionist. Deci cum întoarcem gândurile și cum acționăm contrariu. Deci pe mine mă interesează mai ales cum acționăm contrariu la trei calități. Prima, învinovățirea celorlalți, Marea scrie, deci învinovățirea celorlalți. Doi, citirea gândurilor. Și trei, etichetarea. Trei, etichetarea. Ai reușit? Ai scris? Începe să discutați acum. Așezați-vă mai aproape. Grupul 2, Gabriela. Cum întoarcem gândurile? Cum acționăm contrariu la gândirea de tip totul sau nimic? Deci black and white. Okay. Gândirea emoțională și gândirea alb-negru. Alb-negru este cam același. Ok, două. Gândirea emoțională, gândirea totul sau nimic sau om. Bun. Grupul 3, în spate. Cine scrie? Cine notează pentru voi? Cosmin, notează atunci. Deci, grupul 3. Avem cum întoarcem gândurile și cum acționăm contrariu la personalizare. Supra-generalizare.
și catastrofizarea. Și atunci vă rog, foarte mult, apropiați-vă mai aproape și discutați între voi, da? Și grupul 4, cine notează? Constantin. Cum întoarcem gândurile și cum acționăm contrariul la filtrarea negativă și la concluzionarea pripită? Câte minute mai aveți nevoie? Două. Să vă mulțumim pentru vizionare.
Că ideea e că suntem în timp că nu aveam lucruri la școală. Și chiar ziceam eu, ce să fac dacă nu sunt într-o zi diferită? Dacă nu sunt într-o zi diferită? Cumva chestia asta mi-a acaparat tot și până cum vreau ori asta e la urmă. Practic îți trebuie ceva și după ce trebuie să te repeți ceva folosit. Deci vreți o chestie a care ți-o repeți și cap de exemplu. Da, folositoare. Dragi prieteni, cine a terminat? Deci, unu, grup? Unu? Vă ajutăm și vă. Două. Haideți, încă două minute. Mai găsim șapte. Ați terminat. Ok. Cine a răsumit pentru celălalt? Bine, deci, atenție. Noi am vorbit astăzi despre distorsiunile cognitive și la sfârșitul discursului, deci noi am vorbit despre această practică yoghină, care se numește practic Parshabhavana, care este o tehnică sau o practică de contracarare a viciilor sau a distorsiunilor cognitive. Și noi am avut un exercițiu în cadrul căruia, deci noi trebuia să ne gândim cum reversăm sau cum întoarcem acest gen de mindset. Fiecare dintre voi ați avut câteva genuri de aceste distorsiuni cognitive. Și acum le prezentați, spuneți cine va fi speakerul din grupul vostru, se ridică, spune care sunt distorsiunile și cum le contracarăm în acord cu opinia grupului vostru. Cine e primul? Cine e primul grup? Care a fost primul? Da, la voi primul a fost învinovățirea celorlalți, da. Învinovățirea celorlalți vine în mod special din poziția. Da, așa. Deci tema a fost învinovățirea celorlalți. Așa. Noi considerăm că asta vine din poziționarea superioară a ta față de ceilalți, da? Din minunatul ego, eu este narcisist, iertare cu termenii lui, care te face cumva să-l faci pe celălalt mic ca să par tu mare. Da? Indiferent într-o situație care s-a întâmplat și care nu a mers bine, vine
Viziunea este ori a oricui altcuiva decât a ta însuți. Cheia ar fi să te pui în slujba celorlalți, tocmai ca să scazi acest ego. Punându-ți întrebarea, ok, s-a întâmplat situația asta. Care este poziția mea față de situația respectivă? Am avut și eu vreun rol în situația respectivă. Deci care este responsabilitatea mea? Care a fost partea mea? Partea mea. Asumarea mea. Și asta aduce ideea de asumare a situației. Nu neapărat în vinovățirea ta, dar să te aduci în situație. Eu ce rol am jucat în situația respectivă? Ok? A doua este citirea gândurilor. Citirea gândurilor vine dintr-o situație, ea și atât interesantă psihologică. Apare foarte des, sau de fapt întotdeauna, în cazul relațiilor de dependență. Citirea gândurilor apare în general în situația în care cele două persoane nu se consideră a fi separate. Cel care face citirea gândurilor, automat consideră că cealaltă persoană este una și aceeași cu ea însăși. De care nu, sigur că gândește în felul ăsta. Și invers, are așteptarea ca persoana cealaltă să-i cunoască automat gândurile. În general, din cauza asta apar. Și atunci, aici un exercițiu foarte bun este ca în această relație să folosești, am zis eu, cuvântul și. Și eu, și celălalt. Dacă am nevoie să aflu ceva de la tine, te întreb. Te aduc în discuție. Te întreb. Tu ce părere ai despre asta? Și invers, că funcționează în ambele sensuri, dacă celălalt face chestia asta cu tine, tu adu-te în discuție. Am înțeles ce ai spus tu, uite care este părerea mea. Și cuvântul cheie este și. Și eu, și tu. Și tu, și eu. Etichetarea. Etichetarea, sigur, ne gândim că etichetarea negativă. Deci faptul că spui despre cineva un lucru sau îi atașezi, îi adresezi un cuvânt neplăcut sau îl etichetezi, asta este sensul, ceva negativ. Iar cheia noastră, comportamentul celălalt este la fel să-l întrebi pe celălalt, da, opusul etichetării, ar fi să-l întrebi pe celălalt despre el însuși. Cine ești tu? Nu știu cine ești, dar decât să-ți oferi o etichetă negativă, te întrebi cine ești. Adică cultivi interesul pentru celălalt întrebându-l. Cine ești? Spune-mi despre tine. Și așa mai departe. Deci este cultivarea interesului pentru cealaltă persoană. Asta ar fi în mintea noastră opusul etichetării. Suntem de acord cu toții? Ok. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Grupul 2. Noi am avut două teme, două tipuri de distorsiuni. Unul ar fi gândirea... Deci, ca să stai cu fața la toți, dar să nu stai în spate. Grupul numărul 2 am avut două tipuri de distorsiuni. Prima ar fi gândirea în termen de alb și negru. Și ideile la care ne-am gândit, pentru a contracara o astfel de gândire, ar fi să încercăm să ne raportăm la toți ceilalți ca la egalii noștri. Pentru că în momentul în care noi, în mod conștient, încercăm, ne gândim că nu suntem nici superiori și nici inferiori față de alte persoane și deci încercăm să adresăm diverse complexe de inferioritate sau superioritate, automat reușim să reducem astfel de gândire. Un alt lucru la care ne-am gândit, să căutăm să învățăm în mod constant lucruri și perspective noi. Doar prin cunoaștere, noi am ajuns la concluzia ca și echipă că putem să contrabalansăm astfel de gândire. Să fim curioși, să încercăm să punem cât mai multe întrebări și nu numai celorlalți, dar inclusiv nouă înșine. Să ne dezvoltăm empatia prin acțiuni de filantropie, voluntariat. Sunt
automat o astfel de gândire se reduce și să cultivăm relații de prietenie autentice. Și prin astfel de lucruri ne-am gândit că putem adresa o astfel de distorsiune. Și a doua distorsiune la care trebuie să ne gândim, cum o contrabalansăm, e gândirea emoțională. Și aici ne-am gândit așa, la să încercăm să trăim în prezent și nu în viitor, în raja sau în trecut, tamas. Să încercăm să facem meditație, să facem yoga, să amânăm luarea unor decizii atunci când suntem furioși sau deprimați. Cine are obiceiul să răspundă la e-mail-uri dificile, imediat, instantaneu, în aceeași secundă? Cine s-a dezvoltat de la acest obicei prost? Cine a învățat să răspundă a doua zi, dimineață sau a doua zi seara? Nu. Și alte lucruri la care ne-am gândit, să încercăm să cultivăm o gândire pozitivă, să ne creștem capacitatea de self-awareness, să facem tehnici de respirație și ultimul lucru, să încercăm să reducem pe cât posibil interacțiunea cu oamenii cu astfel de gândire. Pentru că oamenii sunt foarte influențați, noi suntem foarte influențați de oameni cu care interacționăm și în momentul în care noi vrem să avem o gândire mai echilibrată și mai emoțională, este important să să facem o analiză a oamenilor cu care ne interacționăm cel mai des. Mulțumesc mult! Să faci proiecte mari, dacă nu poți, poți să începi cu omul de lângă tine. Efectiv să te intereseze, să-ți pese de omul de lângă tine din birou și anume ce mai faci, cum se simte, nu știu, familia ta, părinții tăi și ușor, ușor începi să-ți dezvolți. Știi, poți să faci și pași măruți, atât am zis, dar nu neapărat să faci proiecte mari dacă nu ai timp sau nu, na, nu ești capabil, că nu oricine poate. Bine, vă mulțumim foarte mult! Bine, grupul 3. Mulțumesc foarte mult, Cosmin. Aș fi vrut să vă acord mai mult timp, dar iarăși avem timpul limitat, măcar așa repede, ca un exercițiu. Grupul 4. Am avut invitația să
de a trăi fie în trecut, fie în viitor, această frică de a nu reuși să trecem peste toate provocările pe care, cumva cum am menționat la începutul lecției, ele vin în fața noastră tocmai ca noi să putem să înțelegem aceste lucruri, să așteptăm să vedem toate perspectivele. Deci, filtrând negativ, noi întâi conștientizăm, conștientizând cumva, conștientizând cumva, noi putem să vedem albul și negru din conștientizare și să alegem perspectiva cea mai favorabilă și cea mai optimistă. Încercând să vedem partea bună și plină a paharului și nu partea negativă. La filtrare negativă n-a mai fost altceva, nu? Iar concluzionarea privită au fost întâi începem de asemenea cu analizarea gândului, văzând, am eu toate argumentele pentru a putea să susținem concluzia respectivă sau trebuie să mai aștept și să văd dacă și să cumva să strâng dovezi. De asemenea, pentru a face acest lucru trebuie să ies din această, să ieșim din această stare de eu și al meu. Trebuie să ne detașăm, să practicăm detașarea. Și de asemenea trebuie să aleg metoda spirituală care mă poate ajuta să poate ajuta să ajungem la o verificare a concluziei pe care o avem. Pentru că concluzia este în final tot o concluzie personală. De aceea noi trebuie să alegem cumva asocierea care ne poate confirma această concluzie prin studierea cărților sfinte, așa cum de multe ori ca Bhagavad Gita sau relația discipol-maestru sau începem să o învățăm din, din aceste cărți și relația în general cu... Deci să practicăm această disciplină da, să învățăm această relație de ascultare. Nu, aici am vrut să ne referim la căutând asocierea. De fapt, învățăm să devenim disciplinați, să putem să auzim și să, da, să ascultăm lecțiile, ca apoi în meditația noastră și în sadhana noastră să putem să alegem concluziile bune și nu cele privite. Da, și cam atât. Bine, mulțumesc foarte mult! Și vă mulțumesc tuturor pentru participare. Sper că o să vă rămâneți cu niște informații utile. Și chiar dacă sunt convins că multe din subiectele pe care le-am abordat astăzi vă sunt cunoscute, dar cum este un exercițiu bun să urmăm el, să o conștientizăm mai bine și să creștem cumva calitatea relațiilor, calitatea gândurilor și calitatea vieții în final. Pentru musafirii noștri și pentru prietenii noștri care au venit astăzi prima dată, o să continuăm acum programul. Noi să avem o mică ceremonie care se numește Dipam sau oferirea de luminație. În acord cu calendarul vedic, acum suntem într-o lună mai specială care se numește Kartik. Este o lună în care orice activitate spirituală este înmulțită de multe ori și vedele prescriu în această lună să oferi luminiță și să cânte un cântec devoțional pe care noi împreună o să-l cântăm și cine dintre musafirii noștri o să vrea de asemenea să ofere această luminiță, vă spunem bun venit, este un lucru foarte auspicios. Cine nu o să avem cărțile de cântece, o să cântăm împreună cam, o să dureze cam 10-15 minute și după asta o să avem festin vegetarian. Deci, haideți repede să aranjăm scaunele, o să luăm pe Gabriela să o să-i strigă.